Naționala de tineret a României, sub 21 de ani, s-a calificat în semifinalele campionatului european în stil de mare campioană de pe locul întâi în grupă. Asta chiar dacă în ultimul meci disputat aseară împotriva Franței, fotbaliștii noștri nu au reușit să marcheze, iar partida s-a încheiat cu un scor alb 0-0. Victoriile senzaționale cu Anglia și Croația le-au asigurat însă punctajul și golaverajul care i-au propulsat în fruntea grupei. La finalul meciului, jucătorii împreună cu suporterii și-au manifestat bucuria pentru calificarea istorică. În celălalt meci al grupei s-au întâlnit Anglia și Croația, iar partida s-a terminat la egalitate 3-3. Clasamentul final al grupei C este următorul: România 7 puncte, Franța 7 puncte, Anglia 1 punct, Croația 1 punct. Reprezentativa noastră va întâlni în semifinale puternica selecționată a Germaniei. Meciul se va disputa joi de la ora 19. În cealaltă semifinală se vor întâlni Spania și Franța, tot joi de la ora 22. În urma accederii în semifinale, România se califică astfel după 56 de ani la Jocurile Olimpice de anul viitor de la Tokyo.